Salut! Primul episod, primul material video pe care îl voi publica pe Patreon. În episodul propriu-zis vom discuta despre Machiavelli și voi începe cu o schiță a contextului istoric în care Machiavelli scrie Principele, The Prince. După care mă voi uita la textul propriu-zis, parte din textul propriu-zis, ar trebui să spun. După care voi discuta un pic efectele pe care le-a avut genul acesta de filozofie politică în, pe de-o parte în lumea filozofiei politice, dar și în lumea reală, în lumea politicii. Pentru acum aș vrea să mă opresc asupra unei părți pe care sigur o vor fi citit cu rapiditate câțiva dintre cititorii lui Machiavelli, pentru că în general Machiavelli are imaginea aceasta de om pragmatic până la cruzime, așa că dacă ai cumpărat Principele, îl vei fi cumpărat pentru a împrumuta un pic din acest ruthlessness, acest caracter nemilos pe care îl asociem astăzi cu machiavelismul. Așa că e foarte ușor să sari peste introducere, zici da, cartea este dedicată unui principe, unui potențial principe din familia de Medici. De fapt, este nu unui potențial, unui conducătorului. E greu de găsit un cuvânt pentru că familia de Medici, după cum vom vedea, nu avea funcții în stat. Deci nu putem spune prințului sau principelui. În sfârșit, și e foarte ușor în momentul în care observi Machiavelli trimite acest tratat ca un fel de scrisoare de recomandare, ca un fel de scrisoare de intenție. Deci trecem peste pasajele de început. Și dacă faci asta, ratezi un paragraf care surprinde foarte interesant și foarte poetic situația din care scria, contextul în care scria Machiavelli. Aș vrea să citesc întâi traducerea în română. Ghiuzdanul meu are propria viață. Aș vrea să încep cu traducerea în română, după care aș vrea să mă opresc un pic asupra traducerii în engleză, pentru că în câteva locuri în engleză este mult mai evident este mult mai evidentă dilema pe care Machiavelli trebuie să o rezolve. Bun, deci ne aflăm la început. Machiavelli spune, uite, hei tu, Lorenzo, cred, sau Vicenzo, sau în sfârșit, de Medici, uite câte știu eu despre arta politicii. Vreau să contribui la crearea unui stat stabil și așa mai departe. Ia-mă în considerare. Și cu multe laude și cu mult zahăr, Machiavelli scrie această introducere. Însă, din diferite unghiuri, Machiavelli ajunge la problema, stai un pic, dar de unde știi tu, Machiavelli, de unde ai tu expertiza necesară pentru a mă sfătui pe mine? O întrebare legitimă. Însă, iar răspunsul lui Machiavelli este următorul. De asemenea, nu aș voi să se judece drept prea mare încredere în sine faptul că un om de condiție joasă și umilă, Machiavelli provenea dintr-o familie cunoscută și veche, dar nu cu foarte multe resurse economice. De asemenea, nu aș voi să se judece drept prea mare încredere în sine faptul că un om de condiție joasă și umilă îndrăznește să trateze despre guvernarea principilor și să dea reguli cu privire la aceasta. Căci așa precum cei care, și aici intervine soluția retorică, căci așa precum cei care desenează locuri din natură se așează jos în câmpie spre a putea privi cu atenție înfățișarea munților și a înălțimilor, iar pentru a cunoaște văile se urcă sus pe culmi, tot astfel, pentru a cunoaște bine firea popoarelor, trebuie să fii tu însuți principe, după cum, pentru a o cunoaște pe aceea a principilor, trebuie să fii om din popor. De la bun început, o remarcă, și anume faptul că metafora
cu pictorul care vrea să picteze muntele, așa că stă jos și vrea să picteze valea, așa că se urcă pe munte, este extraordinar de bine aleasă. Machiavelli e și poet și genul ăsta de intervenție poetică, genul ăsta de bună alegere a cuvinte. El scrisese de asemenea și piese de teatru. Genul ăsta de skill, de eficiență în alegerea cuvintelor este foarte vizibil aici. Însă, Machiavelli are totuși o problemă, pentru că în momentul în care spune pentru a cunoaște firea popoarelor, trebuie să fii tu însuți principe, imaginea simetrică, dar opusă acestei fraze ar fi, după cum, pentru a o cunoaște pe cea a principelor, trebuie să fii popor. Însă, în ultimul moment, îi este dată o întorsătură, și anume, trebuie să fii om din popor. Haideți să citim varianta în engleză. Just so, to understand the nature of the people, fully, one must be a prince. To understand the nature of princes fully, am spune, one must be the people. Pentru că oricine are un pic de minte analitică își dă seama că asta ar fi varianta simetrică, dar opusă a primei fraze. Însă și în engleză apare schimbarea la sfârșit. Hai să luăm de la început. To understand the nature of the people fully, you must be a prince. To understand the nature of princes fully, one must be of the people. Din popor. Mi s-a părut un mic șiretlic retoric pe care merită să-l scoatem în evidență. Însă, al doilea punct pe care aș vrea să-l fac este că în acest moment cheie al întregului tratat, Machiavelli își stabilește o anumită autoritate. Autoritatea nu este cine știe ce, dar este îndeajuns pentru a scrie întregul tratat și pentru a evalua situații din trecut din perspectiva lui. Noi am spune astăzi, care e baiul, care e problema? Machiavelli era un filozof politic, Machiavelli era un învățat al științelor politice și așa mai departe. Însă trebuie să, dacă ne uităm la contextul istoric, vom vedea că această intervenție a poporului în, sau a indivizilor în problemele politice era nou-nouță. Excluzând un pic ce se întâmplă în Italia, unde au loc diferite experimente cu forme republicane, deci participative de guvernare, restul Europei abia ieșise, literalmente de câteva decenii, abia ieșise din perioada feudală, în care distinția dintre rege, nobil și popor era și, mă rog, zona ecleziastică, era extraordinar de clară. În momentul, ca să dăm un exemplu, în momentul în care au început revoltele țăranilor la începutul secolului al XIV-lea, acele revolte erau eminamente nelegitime, deoarece țăranii nu aveau un claim politic asupra taxelor, pentru că acesta era motivul revoltelor. Deci poporul din care Machiavelli face parte nu avea acces la politică. Nu exista politică în perioada medievală, pentru că monarhul își vedea de treabă, era ajutat de nobil, biserica reglementa ce era de reglementat în teren și cu asta basta. Alte exemple sunt ceva mai târziu, dar de aceeași natură, în momentul în care încep revoltele reformiste, protestante în Germania, am spune azi, în Imperiul Romano-German, în Sfântul Imperiu Roman, exact aceeași reacție apare din partea statului. De data asta, țăranii întâmplător se revoltau împotriva religiei catolice,
poate cu motivul adiacent de a recâștiga teren, literalmente, de a recâștiga pământ care fusese luat de către Biserica Catolică, însă până în la jumătatea secolului al XVI-lea, deci, această distinție dintre popor, dintre individ, oricât de școlit, dintre omul de rând și monarh, principe, aristocrație, dietă, era o stare de fapt. Așa că în momentul în care Machiavelli vine la principe, chiar și felul în care vine cu basca în mână, cu basca într-o mână și tratatul în cealaltă, el trece peste o linie care era foarte bine stabilită și foarte clară, și anume distinția dintre conducător și condus. Așa că dacă ne întoarcem la... Bineînțeles că mi s-a blocat. Dacă ne întoarcem la răspunsul lui, ne dăm seama că nu este doar un șiretlic retoric, deși este foarte... foarte bine meșteșugit din punct de vedere retoric acest moment cheie, ci este un aproape, am spune, un avertisment. Principele va fi citit chestia asta și va spune: da, ăsta m-a înjurat, sau pentru că mi-a spus practic: doar tu, Machiavelli, te poți uita la mine și mă poți înțelege, pentru că tu, urmărind metafora, tu ești acolo în vale, în vreme ce eu sunt pe munte și nu poți observa muntele de pe munte. Deci e aproape un... nu e direct un avertisment, dar este o observație critică și o observație care pune în lumină sau scoate la lumină această nouă stare socială, această nouă relație dintre stat și societate. Just so, to understand the nature of the people fully, one must be a prince. Era de la sine înțeles. To understand the nature of princes fully, one must be of the people. Aici este... totuși, sună a avertisment. Aici este avertismentul lui Machiavelli. Și vom vedea pe parcursul episodului, vom vedea în ce anume constă sfatul lui Machiavelli și de unde înțelege el că are această expertiză, de unde își extrage cunoașterea de care Machiavelli crede că are nevoie pentru a-l sfătui pe Lorenzo de Medici cum se cuvine. Haideți, dacă tot ne-am apucat, să vedem și cum îl chema pe acest Lorenzo de Medici, care nu este, apropo, același cu Lorenzo de Medici din secolul al XV-lea, Lorenzo Magnificul, ci este probabil un nepot sau strănepot al acelui Lorenzo. Prin aceasta închei în mod oficial primul material video. Dacă aveți idei despre ce ar trebui să conțină aceste scurte materiale, lăsați-mi un comentariu sau trimiteți-mi un mail. Ne vedem în episodul propriu-zis, dacă nu, cumva mă voi decide să fac încă un material între timp.